Iată, după ce am terminat lucrarea cu mutarea simplă care am făcut-o, vreau să vă arăt la cel care l-am făcut acum 5 zile, care vi l-am arătat prima dată. Să vedem cum se prezintă el. El are concentrația unui roi. Este o albina care am scuturat-o, bineînțeles. Și ca să vedeți cam ce a făcut el, să arăt mai de aproape așa, arăt ramele. Deci, cum este el alcătuit? El este alcătuit din ramă cu mâncare și 8 foi, ca și cel care l-am făcut azi, numai că acela este mai popular. Acesta va construi în măsură de puterea lui, care o are, în funcție de puterea care o deține. Astea sunt rame începute. În funcție de populația care are, el va ocupa ramele noi și se va dezvolta, dar fără grijă de a mai roi în perioada următoare. Iată, partea de sus este începută de construit, este a doua ramă. Cuibul se formează în zona puietului larvar care a fost dat în mijloc, eu l-am dat în mijloc. Iată, această ramă, foaie, deci este o foaie care a fost tăiată de sârmă, nu-i problemă, se mai întâmplă. Albinuții în această ramă au băgat miere. În partea de sus, deci în 4 zile, în filmele trecute, această foaie este crescută și are coroana de miere formată. Deci aici este delimitat cuibul. Ia aici așa a făcut cuibul, cum ar veni. Rama cu miere. Ea o formează lângă puiet. Deci mereu aduce mâncarea lângă puiet. Asta înseamnă că asta e următoarea foaie. Este construită și o altă. Am să vă arăt un pic, numai să mulți nu fie mătcuța pe aici. Iată, așa stă albina pe această foaie construită. Iată, așa lucrează un om nebun. Următoarea ramă este rama care a fost dată cu larve. Ar trebui să fie să înceapă să căpăcească la momentul ăsta. Da, este căpăcită albinuța. Iată, așa o căpăcește, deci să se vadă. El a fost în fază larvară când am adus-o. Așa arată. Cu riscul ar fi să facă vreo botcă, da? Voi vedea. Nu, nu este. Nu-i normal să fie boci în care spațiu, are mâncare. Deci lângă ea alte foi, alte 4 foi. Bineînțeles, probabil 2 sunt construite. Iată o altă foaie, construită frumos și o altă frumos. Toată această foaie este oată. Deci este a doua foaie construită și oată. Așa arată ea. Încă n-am zărit o pămătcuță. Deci o foaie construită cu mâncare, o foaie construită cu ouă, încă o foaie cu ouă. Dar să urmăm și această foaie. Vedem cum arată. Deci ar veni a 4-a foaie în lucru pe care o văd eu. E a 4-a foaie în lucru. Și mătcuța lucrează. E o mătcuță aici. Se vede în cameră foarte frumoasă mătcuța. Și ea va lucra. Depune ouă. Coroane frumoase cu miere și foaie în lucru. Deci 4 foi construite, 3 oate, a 3-a este în curs să ouă și una cu miere, da. Cuibul a tras în partea dreaptă mai mult, de cum văd eu aici, în fața mea, și următoarele foi, iată, sunt luate în lucru, le construiește albinuța. E un lucru. Următoarele zile le va construi și pe acestea. Și iată ultima foaie care e dată, pe partea dreaptă. Partea aceasta nu este construită, dar pe partea asta deja are băgată miere în coroniță. O lăsăm să lucreze, să-și facă treaba mai departe. Această colonie nou formată pe 8 făițe și mâncare și o ramă de puiet larvar. Fiindcă îmi place această metodă de lucru, o voi folosi cu siguranță, 100% o să o folosesc. Îi bag și foițele acestea. Dacă are ea chef să se extindă, se va extinde. O voi verifica săptămâna. În mod normal nu umblăm la ea acum, dar am vrut să vă arăt cam cum e cu această metodă de lucru care o folosesc eu. Nimeni nu este obligat să facă nimic. Eu vă prezint ce fac, de pură plăcere de a vă arăta cum evoluez anul acesta. Punem folia asta, are nevoie de folie, fiindcă el are de lucru. Tratamentul a fost dat, eu le tratez din 2 în 2 săptămâni cu acid. Fiecare face cum consideră că e mai bine, eu fac așa. Bun, cam așa am vrut să vă prezint în acest filmuleț. Numai bine până la următorul film.